La discuție au participat, pe lângă membrii Comitetului Director al AMR și viceprim-ministrul Daniel Suciu, dar și ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici. Unul dintre subiectele analizate a fost cel legat de proiectele europene și urgentarea semnării contractelor de finanțare a acestora, Suceava având deja două licitații derulate cu clauză suspensivă. Sigur, problema care s-a discutat acolo a fost legat de fondurile europene. Să se grăbească, și am fost și eu la ministerie, semnăm aceste contracte, iată că noi am făcut licitații, clauză suspensivă la două obiective, la centrul multifuncțional la Ițcani, zona, la cinematografă de acolo, la grădința din Burdujeni, sat, acum dăm câștigătorul la licitații, nu avem încheiat contractul. Am fost șerpi la minister, avem promisiunea că semnăm în luna mai, dar și celelalte contracte care le avem în curs de derulare, aprobare, sunt blocate între ADR Piatra Neamț și minister și lucrurile merg destul de greu. Tot în cadrul întrunirii s-a dezbătut și compensarea pe primul trimestru acestui an a impozitului pe venit de la 41,75% cât s-a primit la 60%, așa cum a fost aprobat în legea bugetului de stat pentru 2019. La modul sincer nu s-au dat speranțe. Și așa cum am spus, dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs, pentru ei bugetul s-o coate 9 luni, iar ca și drepturi pentru primării, ca și obligații, avem 12 luni. A rămas să se analizeze la nivel guvernamental, la nivelul Ministerului de Finanțe, să ne vedea acești bani, dar nu a fost o promisiune foarte fermă și concretă. Speranțele municipalităților se îndreaptă acum spre rectificarea bugetară care ar putea avea loc în ultima săptămână a lunii iulie sau în prima săptămână a lunii august. Nu pot să ascund faptul că n-a fost o discuție destul de încordată, fiecare vorbea limba lui. Dar sperăm că în cele din urmă să primim această diferență, așa cum este normal și firesc, dacă noi suportăm cheltuieli la persoane cu handicap pentru anul, și dumneavoastră să ne dea și diferența pe de la 41,75% la 60%.